Hei! Ți-ai uitat ghiozdanul? Prinde-l! Mersi, pe mai târziu! Ține-o tot așa! Bun, ghiozdanul? Bifat! Cărțile? Bun, caietele, creionele și pixurile tale și sticla de apă? Excelent! Merge bine! Acum hai să terminăm treaba! Ar fi o catastrofă să uiți ceva! Bun, acum să ne asigurăm că sunt toate puse bine! Și acum ești pregătit pentru școală! Excelent! Sunt așa entuziasmat! Vai, o să-mi fie atât de dor de tine cât o să fi plecat! Mersi, mamă! Și mie o să-mi fie dor de tine! Pa! Bun voiaj, copilașul meu! Prințul meu! 2, 3, acum ce urmează? Scrie o formulă! Hei, care-i faza, fraierilor? Oh, wow! Nu pot să cred! Atât de frumoasă! Nu-mi vine să cred că trebuie să fiu aici! Școala e groaznică! În fine! Nu se poate! Vai, sunt așa entuziasmat! Hei, îmi faci ochi dulci? Ce? Nu! Dă-te! Îmi acoper formula scrisă pe tablă! Oh, doamne, formula e încă acolo! Atât de frumoasă! Nu-i pot rezista! Uite ce de aspecte complicate, ce de calcule! Mă rog, ce tocilar! E aproape scârbos! Dă-mi șervețelul ăla! Ha? Chiar nu pot acum? Vai de mine! Ce bunăciune! Ești ok aici? Ce se întâmplă? Ha? Dă-te din calea mea! Îmi blochez priveliștea! Da! Am venit pentru ora de mate! Să petrecem! Iubire, vrei să ne cărăm de aici? La naiba, normal că vreau să ne cărăm de aici! Bun, am rezultatele testelor voastre. Of, sunt atât de plictisită. Oh, e testul meu. Hai, frate, uite-mi rezultatul. Nu pot să cred. Da, am nimerit corect 50% dintre întrebări. Sunt cea mai șmecheră. Petrecere! Wow, e cam exagerată. Nu înțeleg pe eleva asta. A luat un scor groaznic. Serios, o să-i modific scorul. Așa, gata, ia-ți testul înapoi. Poftim? Mi-ai modificat rezultatul? Cui pasă? Ce de confeti, e ridicol! În sfârșit, vine profesorul cu rezultatul meu de la test. Poftim! Ce? Ce naiba? Ce e asta? Serios? 99%? Da, ăsta e scorul obținut la testul ăsta. Stați să le văd pe astea! Sper că n-a luat nimeni un scor mai mare decât mine. Nu, nu, un rezultat groaznic. Încep să urăsc faptul că predau materia asta. E prea de tot. N-ai luat 100%? Ce fel de fiu ești tu? Clar o să fiu nevoit să-mi fac bagajul și să plec de acasă. O să fiu un om al străzii. Viața mea o să se sfârșească. Nu o să am unde să mă duc și o să fie și atât de cald afară. De ce n-am luat scorul maxim la testul ăla? Dăm testul înapoi. O să schimb asta. Gata, 99 din 99, scorul perfect. Ăsta e noul tău rezultat la test. Ha? Stați așa, e scorul maxim? Sky, uite, am luat un scor perfect la test. Vai de mine, sunt atât de fericită că simt că levitez. Ce naiba? Se pare că am ajuns primul azi. Aș putea să-mi aranjez lucrurile și să aștept să înceapă ora. Am atât de multe obiecte, cam greu de manipulat. Bun, stai să mă așez în bancă. E distractiv să ajungi atât de devreme. Ok, stai să-mi deschid geanta. Astea sunt penarele mele. Stai să le pun în ordine așa. Gata, e bine. Acum ce urmează? Markerele mele sigur sunt cele mai bune. O să le aranjez și pe ele frumos. Să-mi potrivesc compasul, să mă asigur că măsoară corect. E ok, acum o să-mi separ markerele la distanța potrivită. Ok, încă puțin aici. Așa, e perfect. E o muncă delicată și intensă. Trebuie să mă asigur că fac totul bine. Ăla e gata, trec la următorul. Și în sfârșit, ultimele două. Am și toate raportoarele mele. Stai puțin, uite o pată. Trebuie să o curăț. Gata, mult mai bine. Unde să le pun pe astea pe biroul meu? Acolo, arată perfect. Sunt atât de entuziasmat! Totul e la locul lui și eu sunt pregătit pentru școală! Mai durează ceva până începe ora? Da, foarte că asta e încă unsă și pregătită să taie! O să-mi odihnesc capul, nițel. Cred că e ok. Bun, e timpul să înceapă ora. Să vedem care elevi sunt prezenți. Olivia? Prezentă! Julie? Sunt aici, pregătită pentru oră! Da, da, ajunge! Nu trebuie să mă strigați, domnule profesor, sunt aici! Sky, ești prezentă? Sky, ești aici? A văzut-o cineva pe Sky? N-am auzit când m-a strigat! Trebuie să mă frișez acum! E groaznic! Școala e o mizerie! Ultima strigare! Sky? Da, am reușit! Stai să mă așez în banca mea! Am reușit!
Ah, scuze, domnule, prezentă. Oh? Ce? Erai de la început aici? Ah, da, sunt aici, profule. În fine. Domnule, am ceva de zis. El doarme în bancă. Ha, văd, e cam neobișnuit pentru el. Da, chiar doarme. Poftim? Oh, nu, organizarea mea. Opa, calmează-te. Dar trebuie să-mi aranjez din nou toate lucrurile. Începe ora, trebuie să mă așez în banca mea. Dă-i drumul, asta-i banca mea, tocilarule. Nici gând, asta-i banca mea. Dă-i drumul, lingoșitorule. Luptați! Cred că a fost un balon destul de reușit. Sunt atât de plictisită. Guma asta e singura chestie care mă ține trează. Sky, ce faci? Nimic. Incredibil, guma e interzisă în clasa asta. Guma asta? Bine, mă rog, nici măcar nu-mi pasă. Sky, ești atât de tare! Nu putem să credem că ai făcut asta! Incredibil! Ora asta e grozavă. Ce e sub biroul ăsta? Eu, dezgustător, e o gumă! Trebuie să scap de fiecare gumă de aici. Mai e una și gata, extrem de dezgustător. Domnule profesor, am curățat banca asta. Vai, nu pot să cred! Cred că ești cel mai bun elev din întreaga lume! Aplauze! Un rând de aplauze pentru tine! Nu pot să cred! N-am mai fost niciodată atât de fericit! Uf, uite ce ecuație stupidă e pe tablă! Nu pot să cred că vrea să o rezolv eu, de parcă aș fi o tocilară! Știi ceva? Las-o baltă! O să șterg toată chestia asta! Nu se poate, Sky! Ești atât de șmecheră! Ai șters formula! Ține-o tot așa! Mate! Ador ecuațiile de mate! Și asta e simplă! Răspunsul e 4, normal! Corect! Bravo! Un rând de aplauze de la toată lumea! Bun, cine știe răspunsul la întrebarea asta? Deci... Ah, știu eu! Pot să răspund eu! Vă rog, vă rog, vă rog! Alegeți-mă pe mine! Am mâna ridicată! Bine, pot să răspunzi! Răspunsul e 92! Corect! Minunat! Sunt cel mai tare! Și tu ești cea mai nașpa, Sky! Bun, cine vrea să răspundă la întrebarea următoare? Of, ce prostie! În fine, am ridicat mâna! Ah, Sky? Vrei să răspunzi la întrebare? Ne, vreau doar să bat palma cu mine! Sky, ai făcut-o iar! Ține-o tot așa! Cât de cool! Sky, 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 Sky! Terminați cu asta! Lăsați-o jos și ieșiți din clasa mea! Dă-i drumul, Sky! E al meu! Terminați! Uitați încă un scaun! Puteți să împărțiți banca! Gata! Așezați-vă, faceți liniște și rezolvați testul ăsta! Aveți 30 de minute, așa că nu le irosiți, treceți la treabă! Să vedem ce e pe cealaltă pagină. Unde mi-e pixul? Nu-l găsesc nicăieri. Hai, ia un pix de la tine. Obișnuiește-te cu ideea. În fine, Sky, ești groaznică. Ar trebui să te părăți profesoarei, ca să te înveți minte. Care-i răspunsul la întrebarea asta? Hei, stai puțin! Îmi aduc aminte de vremea în care îmi citeam cartea de biologie. Vai, ce amintire ciudată! Și nu m-a ajutat deloc. Gata, am terminat cu testul ăsta stupid. Sau nu? O să scot chestia asta? Nu se uită nimeni! Da, știam eu că e o treabă isteață să-mi iau copiuța asta cu mine! O să scriu răspunsul așa! Gata! Nu m-a văzut nimeni! E timpul să-mi scot cealaltă copiuță și... ăsta e răspunsul de la întrebarea asta! Gata! Păi, poate că răspunsul e ce sau nu? De? Mersi, ce-ați inteligent! Știam eu că e o idee bună să te portați! E timpul pentru copiuța mea de pe deget. E minusculă, dar tot o să mă ajute să iau o notă de trecere la testul ăsta. Excelent! Se pare că răspunsul e de la întrebarea asta. Și aici sunt și celelalte ecuații ale mele. La ce te uiți? Ține-ți ochii în propriul tău test. Stai puțin, o să-mi folosesc propria copiuță. Mi-am scris răspunsul pe mână în caz de ceva. Poftim? Oh, e clar copiază acolo. Profesoara vine aici. Ce crezi că faci? Efectiv, nu-mi vine să cred. Cum ai putut? Ui, iar o grămadă de copiuțe acolo. Cine? Eu? Nu, n-am nimic, vedeți? Uitați mâna. Cu siguranță nu văd nimic în palma ei. Poftim, dar... asta e cea mai groaznică zi din viața mea. Ok. Ai cerneală și mate pe toată fața acum. Tu ai preferat să fii elevul bun sau cel rău? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave.